Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip. M-ați întrebat care mai este situația cu albinuțele, dacă le mai avem sau nu. Ei bine, da, le avem. Nu prea am făcut filmări, pentru că dacă noi suntem totuși la început, nu facem filmări detaliat în legătură cu felul în care le creștem, ca nu cumva să facem noi greșeli și să vă luați după noi. Iulian se ocupă mai mult de ele, pentru că mie mi-e frică. Ajut și eu în momentul în care facem extracția, când e vorba de extract, de depozitat, de cărat fagurii și tot așa. Dar nu umblu la ele pentru că mie mi-e teamă. Acum să vă spun câteva cuvinte despre ele și unde anume le-am depozitat, pentru că, din păcate, dacă spațiul este destul de restrâns, a trebuit să căutăm în așa fel încât să le punem într-un loc, să nu le deranjăm nici ele pe noi, nici noi pe ele. Așadar, le-am pus și noi undeva lângă puișori, pe un teren care nu ne aparține, aparține altor persoane. Am cerut voie și pe acea limbă de pământ am depozitat stupii cu albine. Sunt 6 stupi. Dintr-unul, Iulian i-a tot înmulțit în 3 ani, dintr-unul a reușit să facă 6 și nu recoltăm foarte multă miere din cauza faptului că îi tot înmulțim și trebuie să le mai oprim și lor miere, nu le confiscăm toată mierea. Au fost foarte multe cheltuieli, adică da, sunt foarte multe cheltuieli, e o anumită investiție, presupune investiție și cunoaștere și studiu, multă grijă și tot așa. Dar eu zic că se merită, pentru că avem pentru consum propriu, avem mierea noastră, știm că este naturală și o consumăm fără nicio frică. Desigur, dacă stăm să facem așa un calcul, nu ne-am recuperat cheltuielile, pentru că au costat și stupii și toate ustensilele care se folosesc și tratamentele și hrana, turtele și tot așa. Sunt niște bani, dar, așa cum am spus, în timp se vor recupera acei bani. Singura problemă este, așa cum am spus, a spațiului, pentru că Iulian vrea să facă, să-i mulțească, să-i tot înmulțească, dar dacă nu este spațiu, nu cred că e momentul să ne și oprim. Adică, din punctul meu de vedere, 6 stupi pentru noi, pentru consum, este suficient. Dar el tot vrea să-i mulțească și a luat materiale să-și facă el stupii lui. Rămâne de văzut cum anume ne vom descurca aici cu acest spațiu limitat și da. Referitor la extracție, am făcut-o deja, după cum puteți observa, acolo în spate avem centrifuga. Și acea sanie pe care o vedeți, este, eu o folosesc în mai multe scopuri, din plastic. O folosim și ca uscător de plante medicinale și pentru colectarea, extracția mierii, ca și tavă. Și da, am pus acolo, pentru că noi când facem extracția cu centrifuga și cu tava respectivă, sau ce, toate ustensilele pe care le folosim, ligheane și așa mai departe, găleți, când terminăm cu totul, scoatem totul afară, pentru că rămâne multă miere acolo și e păcat de ea să nu se risipească. O scoatem absolut tot afară și am pus-o undeva într-un colț să nu deranjăm și să nu ne deranjeze, așa cum am mai spus. Ele, acum vedeți, este o activitate mare acolo. Și colectează mierea, o duc înapoi în stup și așa nu se risipește absolut nimic. Da, cam astea sunt, dragilor, lucrările pe care le-am mai făcut în ultimul timp. Referitor la înmulțire,
Cred că v-am vorbit data trecută, în primăvară de Paști, cum m-am pricopsit cu o înțepătură în cap, pentru că m-am plimbat prin grădină neacoperită și cu părul în vânt și m-am înțepat chiar în ziua de Paște, în zi în care au roit. Și a trebuit să captureze roiul din pom. A fost o zi cu mari emoții, ziua de Paște de anul acesta. Da, trebuie studiu. Dacă suntem la început, trebuie un anumit studiu. Dar așa cum am spus, eu dacă am frică, nu mă bag nu intru în ei, acolo în stup, nu, sau cât mai departe posibil. Și acolo se duce Iulian și tot. Lui îi și place, este fascinat de ceea ce face. Eu, ca să fiu sinceră, da, de la depărtare îmi place și îmi place să mănânc mierea. Mierea, în schimb, nu îmi place. Nu sunt o nebunită după miere, să vă spun și sincer, trebuie să menționez acest lucru, pentru că e prea dulce. Pot să spun că o mănânc cu mare, mare plăcere. Nu. În schimb, fac preparate cu miere și extracte, siropuri din plante medicinale și miere și le prefer mai degrabă așa, infuzată, sub formă de sirop, ca și preparate, spre exemplu, cu nuci, întăritor, un excelent supliment naturist, nuci amestecate cu miere, lăsate la macerat și atunci o linguriță de astfel de amestec este excelent, îmi place la gust și nu doar mie și fetiței. La fel și cu plante medicinale și cu flori de salcâm, este o adevărată nebunie siropul din flori de salcâm cu miere. Dacă nu ați încercat, vă recomand să faceți acest lucru. Nu e nimic complicat. Se pun niște flori de salcâm în borcan, se acoperă cu miere, se agită zi de zi, timp de o lună, se strecoară și apoi se administrează câte o linguriță pe zi. Este foarte bun, îmi place acea aromă, deci așa, în sub forma asta eu mănânc cu plăcere, dar mierea simplă nu e prea dulce. Sau sub formă de tinctură. În amestec cu tinctură de propolis, în mod deosebit, miere de albine cu tinctură de propolis e chiar bună la gust. Încă faptul că e un medicament natural. Bine, mierea în sine este un medicament natural plin de vitamine și minerale, dar în amestec cu anumite extracte sau anumite plante medicinale, atunci puterea terapeutică este mult mai mare. Și da, cam astea sunt, dragilor, acțiunile pe care le-am făcut în ultimul timp. Nu am filmat, am mai filmat, dar nu am reușit să și încarc. Deci extracția am făcut-o în urmă cu o săptămână. Și facem o singură dată pe an, nu mai mult, pentru că, așa cum am spus, trebuie să le rămână și lor și, da, nu plimbăm stupii, căci nu avem mașini, nu avem, nici n-am avea unde să-i ducem, dar nici mijloc de transport ca să mutăm stupii, cum se face dintr-un loc în altul, la salcâm, știți prea bine cum rapiță și tot așa. Noi lăsăm la fața locului, avem norocul că stăm lângă pădure și culeg, avem salcâmi în pădure și culeg din jur pe etape. Și bineînțeles, avem grijă în grădină să plantăm multe flori din care să culeagă polenul. În rest, cam atât, dragilor. Așa cum am spus, nu prea filmăm și nu dăm detalii în mod special. Pentru că, așa cum spune și Iulian, fiind la început, abia acum studiază și descoperă lucruri și tot așa. Deci, chiar dacă au trecut 3 ani, el învață tot timpul. Bine, din punctul meu de vedere, se descurcă excelent și mă uimește faptul că nu. Deci, are curaj, nu. Eu n-aș avea curaj, fără un costum. El se duce și doar cu plasa aia în cap, fără costumație specială, câteodată fără mănuși. De fapt, nu prea l-am văzut cu mănuși. Nu folosește mănuși. Bineînțeles că l-a și înțepat. Acum, săptămâna trecută, când am făcut extracția, a primit 3 înțepături el, căci acolo, fără costumație, doar cu plasa aia în cap,
Da, a primit trei înțepături. Eu am stat la distanță, nu am o costumație și eu, pentru că dacă nu umblu acolo, n-am investit bani într-un costum și pentru mine, pentru că sunt destul de scumpe și costumațiile astea. Dar am avut grijă să-mi pun o plasă totuși în cap și mânecă lungă și pantaloni lungi, când i-am dat și eu acolo mână de ajutor să cărăm fagurii. Cam atât. V-am răspuns la întrebare. Da, sunt bine și am făcut și extracția săptămâna trecută. Nu. Și la întrebarea asta, nu vindem. V-am mai spus și din ce cauză. Nu extragem mult, nu avem foarte mulți. Cine știe, poate într-un viitor, când dacă îi vom înmulți și vom găsi și spații potrivite pentru stupi, probabil că într-un viitor ne vom gândi și la această variantă de a vinde surplusul, dar momentan nu. Din fericire, în ultimul timp, sunt foarte mulți apicultori care au producție și chiar nu au unde să-și vândă marfa. Asta e problema, că vine din afară, știți prea bine, la prețuri mult mai scăzute și, bineînțeles, și contrafăcută, că nu e aia miere naturală. Așadar, nu e o problemă asta că nu se găsește miere naturală. Sunt foarte mulți apicultori, din fericire, și sunt în continuă creștere. Cam atât, dragilor, pentru astăzi. Mulțumesc, toate cele bune vă doresc, la revedere!